Primăria alternativă va avea și un sediu vis-a-vis de primăria Târgoviște. Cred că este o informație foarte utilă. Va fi și un club al pensionarilor, pentru că tot n-a existat. Nu e propriu-zis un club, că nu avem bani să facem un loc, să avem un loc mai mare. Dar pensionarii vor fi bine primiți la sediul municipal al Partidului Național Liberal, la primăria alternativă liberală, lângă casata. Asta dovedește că liberalii de la municipiu se mișcă foarte vizibil, foarte bine, că ceea ce am promis realizăm la scurt timp după ce am promis lucrul acesta. Este o permanență la secretariat, deci vom avea și un secretariat, deci se pot depune memorii. Și le mai spun ceva târgoviștenilor. Aici, în centru, vor fi redistribuiți pe cartiere, pentru că avem 19 organizații de cartier. Vom încerca să identificăm, de fapt, toate problemele reale. La nivel de câini, pentru că iarăși nu se mai vorbește nimic, se așteaptă acea lege cu eutanasierea câinilor și o să asistăm la lucruri dramatice dacă se întâmplă lucrul acesta, legate de taxa de habitat, despre care văd că nu mai vorbește nimeni. Noi am fost un câmp de experiment.